Unul dintre cele mai mari ansambluri din județul Botoșani a împlinit un deceniu de activitate. Purtătorii ai unor tradiții străvechi, locuitorii satelor din comuna Cordăreni, nu au lăsat să se piardă tezaurul cel mai de preț moștenit de la înaintași. Au decis să ducă mai departe datinile, obiceiurile și meșteșugurile locale, portul popular, frumusețea cântecului și jocului moldovenesc. Reuniți de familia Dumitraș, copiii, părinții și chiar bunicilor au readus la viață vechiul ansamblu care a activat între anii 1968 și 1986. Au trecut 10 ani și de atunci ansamblul Cordăreanca a ajuns astfel cartea de vizită a comunei Cordăreni. În primul rând, pentru mine, ansamblul Cordăreanca înseamnă o a doua familie prin care am reușit și ne-am format ca o familie datorită orelor de repetiții multiple petrecute împreună, datorită ieșirilor avute atât naționale cât și internaționale în care ne-am cunoscut mai bine, am râs împreună, am luat bătaie împreună și așa mai departe. În rest, ansamblul mi-a deschis alte căi, acum performând la un alt ansamblu datorită acestui început cu ansamblul Cordăreanca. M-am dezvoltat ca și dansator, având un palmares de 8 ani în spate de dans. Pentru mine ansamblul Cordăreanca este o familie foarte mare în care eu activez de 8 ani și sunt foarte mândră de acest lucru. De asemenea, în acest ansamblu am reușit să mă dezvolt pe toate planurile. Aici am și membrii din familie și prieteni dragi și sunt foarte entuziasmat atunci când domnul instructor ne sună și ne cheamă la repetiții. Veniți că mai avem un spectacol sau veniți că trebuie să faceți o cântare. Sunt mândră de acest lucru că activez în acest ansamblu. Chiar dacă mi este greu cu facultatea, de câte ori voi fi chemată, voi încerca să vin și să dau tot ce pot din mine. Ansamblul Cordăreanca a fost revitalizat în anul 2008 cu multă dăruire de fiii satului Mirela și Cristi Dumitraș, care au făcut din cultură, artă și tradiție un mod de viață, de gândire și de educație. Veniți la Cordărin, veniți să vedeți ceea ce înseamnă ansamblul Cordăreanca, niște oameni cu dragoste și iubire de dansul popular, de cântecul nostru strămoșesc. Veniți să vedeți cum de 50 de ani încoace se dansează la Cordăreni, se cântă, se iubește pământul care l-au lăsat strămoșii noștri. Noi suntem cei care am promovat și am dus mai departe ansamblul Cordăreanca. După noi sunt copiii, nepoții vor veni și nu vom lăsa să moară aceste date și obiceiuri ale comunei Cordăreni. Vă mulțumesc și vă aștept aici la Cordăreni, oricând cu drag și cu plăcere. Cei peste 115 membri se întâlnesc și cresc acest proiect în căminul cultural din comună. Aici, talentul, dragostea pentru tradiție și pasiunea pentru folclor sunt răsplătite cu aplauze și premii pe care ansamblul le aduce acasă din toate colțurile lumii, acolo unde prezintă cu cinste acest patrimoniu extrem de prețios, folclorul românesc. Cei 10 ani de activitate au fost sărbătoriți, cum altfel, decât prin cânt și joc, alături de cei dragi, de cei care apreciază și susțin efortul păstrătorilor de tradiții. Au fost alături de Cordăreanca la acest aniversar senatorul Doina Federovici, deputații Marius Constantin Budăi și Costel Lupașcu, președintele Consiliului Județean Botoșani Costică Macaleți, consilierii județeni Cristina Andrei și Costel Pătrăuceanu, precum și primari din județul Botoșani. Thank you.